Vă salut, dragi prieteni! La rugămintea unui urmăritor, fac un video astăzi despre cum montăm plasa de umbrire. Am două, trei metode pe care le aplic la mine în grădină. Sunt metode improvizate, nu-i nimic bătut în cuie, totul se poate schimba și adapta la ce are fiecare. Modelul din spatele meu este din capitolul Așa nu. O să dau totul jos pentru că nu funcționează. Trebuie respectate anumite principii, ne orientăm după niște criterii despre care chiar o să vorbim astăzi. Să vă spun acum de ce nu funcționează plasa asta de umbrire așa cum am montat-o. Soarele la sud este acolo. Deci umbra vine exact pe lungimea lăzii. La sud, toate plantele din ladă sunt umbrite. Dar la ora asta e 10, 10 jumătate. Uite cum cade soarele. Umbra este tocmai dincolo de ladă. Tot soarele bate direct pe ardeii mei. La sfințit, la fel, când soarele trece undeva pe la 4-5, e în partea cealaltă. Unde bate peste lada asta? Direct pe ardei. Deci, metoda nu e bună. Plasa are vreo 2 metri, am decupat-o dintr-o plasă mai veche pe care am avut-o pe solar. Încercăm să recuperăm tot ce se poate. Deci, având 2 metri, lada are 1,20 m, ar trebui să acopere destul de bine. Dar înălțimea la care am pus-o nu e bună. O dau jos de aici și o pun altfel, folosind un sistem foarte improvizat. Cu ce am la dispoziție. Ca să nu mă încurce, dau repede țărușii ăștia lungi jos. Am pus mănușile că trebuie să lucrăm cu mănuși în momentul în care punem mâna pe lemn. Lemn din ăsta prelucrat, care are foarte multe așchii care pot intra în mâini. Am pățit-o și de asta vă spun, așa am învățat să-mi iau măsuri din experiența proprie. Gata! Ce o să facem acum este să ne folosim de acești țăruși pe care i-am pus la ardei și la vinete. Urmează să leg fiecare plantă de țărușul personal. De ce am pus? Pentru că la noi bate vântul foarte tare. Când se pornește, bate de te dă jos. Și atunci e nevoie să fie legat fiecare fir și fiecare braț legat de ceva. Dacă nu, când bate vântul și brațul este încărcat de fructe, se rupe. Pur și simplu mă trezesc cu ardeii pe jos și ramura pe care au stat ruptă de pe tulpina principală. Deci, ne folosim de acest țăruș. Sunt dintr-un alun pe care îl avem undeva pe deal. L-am lăsat special să lăstărească mult și am niște mici bidonașe de la iaurt pe care le pun pe cei mai înalți țăruși, ca să nu intre plasa, sau ca să nu intre ei prin plasă, da? Formăm un tunel din plasă folosindu-ne de țărușii ardeilor. Dacă ardeii sunt palisați pe sârmă sau nu au niciun fel de susținere, putem aplica o altă metodă, pe care o să vă arăt puțin mai târziu. Deci, cam asta e ideea. Plasa trebuie să ajungă până jos, astfel încât să acopere ardeii și să nu fie expuși la soare. Bun așa. Și practic, noi nu prea avem de lucru la ardei toată ziua, bună ziua. Când am nevoie să-i mai copilesc, să-i mai verific dacă nu cumva au vreun dăunător sau când începem culesul, pur și simplu, ridic plasa, o pun așa și îmi văd de treabă. Sau când mai stropesc cu coada calului sau cu ce mai stropesc.
Și ca să nu o zboare vântul, o legăm din loc în loc de țăruș, cu posibilitatea de a o desface când este nevoie. Nu exclud faptul că plasa de umbrire ar putea să acopere toată grădina. Adică aș putea să o pun de la stâlpii care se văd sus acolo, deasupra zmeurei, până undeva aici, aproape de solar. Bineînțeles că ar trebui niște stâlpi destul de înalți, destul de deși, care să o susțină, niște sârme de-a lungul distanței dintre stâlpi pe care să fie fixată această plasă. E o structură grea, greu de realizat, destul de dificil de montat și mi se pare destul de dificil de montat și plasa. Adică ai nevoie de 2-3 oameni care să o întindă, să o fixeze, să o lege și nici nu cred că ar fi bine să fie dintr-o bucată, poate din mai multe bucăți. Dar iarăși, o asemenea suprafață cu o singură plasă și gândindu-ne că poate vine o grindină, toată grindina aceea cade pe plasă dintr-o dată, s-ar putea să o rupă, s-ar putea să cadă pe plante. Așa, dacă sunt protejate individual, într-adevăr, nu avem plasă peste tot, dar principalele plante ar putea fi protejate, respectiv roșiile, vinetele, ardeii, țelina, cele care sunt mai sensibile și la căldură. O altă metodă simplă de aplicat plasa de umbrire, tot pe lățimea unui strat, este folosind arcele pe care le-am folosit în primăvară la protecția plantelor de frig. Cu un fier beton înfipt într-o parte, cu un fier beton înfipt în cealaltă parte. Ăsta este un strat în care am avut ceapă, am recoltat-o de curând și nu l-am curățat. Vreau să pun aici îngrășământ verde, o să semăn facelia pentru început. Și poate până în toamnă recoltez facelia, o pun la compost și mai am timp și de niște muștar. Să vedem. Deci aceasta ar fi varianta. Presupunem că avem două rânduri la interior și venim cu plasa de umbrire. De asemenea, se mai poate folosi, întâmplător am avut o lucrare în casă și a rămas țeava asta, este o țeavă de PVC pentru instalații electrice. Ia uitați, foarte simplu, se poate aplica tot așa, pe niște bucăți de fier beton sau niște țăruși subțiri, ascuțiți, care să intre prin acest tub, da? Ca să-i dea stabilitate. Și, bineînțeles, mai pun unul repede, atât de ușor de lucrat cu ea. Și acum plasa. În legătură cu plasa, foarte important, ce grad de umbrire folosim la plasă? Specialiștii recomandă 40%. Am fost ieri la piață, am cumpărat plasa asta și când am întrebat dacă au plasă de umbrire, da, avem de 40 și 90 grade de umbrire. De care vreți? Păi de care să vreau, zic? Vreau pentru legume. Păi de care vreți dumneavoastră? Noroc că știam, de 40. De ce spun asta? Plantele, și nu o spun eu, specialiștii o spun, au totuși nevoie de lumină pentru procesul de fotosinteză. Nu putem să le umbrim cu 90%, să stea la o umbră prea deasă. Se vor lungi după lumină. Fructele nu se vor mai dezvolta. S-ar putea chiar ca florile să nu mai lege fructe, fiind prea umbrite permanent. Pentru că dacă punem plasa asta de umbrire, nu o punem ca să o luăm seara jos, o mai punem undeva pe la prânz, după aia iar o dăm jos să mai aibă și plantele lumină. O punem și acolo rămâne, bătută în cuie, legată cu sfoară, cu sârmă, cum se pricepe fiecare. Da? Deci, plasa de umbrire ideală pentru legumicultură este de 40% grad de umbrire. Când cumpărăm, e bine să ne uităm, să luăm de la un producător serios, să aibă și
protecție la ultraviolete, să aibă o garanție. De exemplu, am văzut magazine care au, îți dau garanție un an, după aceea timpul de viață este de 5-6 ani. Nu-i garantat că nu ți-o iau înapoi dacă se întâmplă ceva, dar există această experiență cu plasa că rezistă. Eu vă spun că am ținut plasa pe solar 7 ani în fiecare vară și acum, uite, o folosesc în continuare mai pe bucățele, că s-a mai rupt din loc în loc, nici n-am avut grijă de ea, să o mai cos, să o mai împletesc. Dincolo, la roșii, o să vă arăt cum am refolosit o plasă făcută praf. Dacă avem plante mai înalte și vrem să le protejăm cu plasă de umbrire prin această metodă cu arce, nu avem decât să folosim niște suporți mai înalți pentru arce, adică niște țevi mai înalte pe care să înfigem arcele. Iată, poate fi o țeavă, poate fi chiar și un arac de alun, așa cum am eu, mai subțire și deja toată construcția este mult mai înaltă. Bineînțeles că va trebui să luăm aici o plasă de 1, 2, cel puțin 3 metri lățime ca să acopere foarte bine până aproape jos. De ce spun până aproape jos? Iarăși important. Pentru că avem nevoie să mai poată pătrunde și insectele polenizatoare pe dedesubt. Da? Pe de o parte, plasa, dacă am pune-o până jos, ar putea proteja de insectele dăunătoare. Pe de altă parte, nu mai pot intra insectele polenizatoare. Avem de ales. Aici depinde foarte mult și ce plante protejăm cu plasa de umbrire. Pentru că, așa cum v-am explicat în videoclipul cu plecarea în vacanță, pregătirea solarului, dacă plecăm în vacanță, polenizarea la anumite legume, v-am spus acolo, se poate face numai prin mișcarea simplă a vântului. Nu este neapărat nevoie de insecte. Deci, v-am spus, avem de ales. Deci aici se înțelege, da? Vine plasa de umbrire. Eu chiar o să montez aceste arce și o să pun plasa asta de umbrire aici, pentru că la căldura care e afară trebuie să ofer puțină umbră semințelor pe care le semăn, să rămână umiditate constantă, așa cum au nevoie semințele când vor să germineze. Și mai multe despre îngrășăminte verzi găsiți într-un videoclip pe care îl aveți și aici și o să-l las și în descriere. Mergem mai departe la stratul de roșii. După cum se vede, aici este deja montată plasa de umbrire. Am reușit să o montăm aseară, dar ceea ce vreau să vă arăt aici este un instrument pe care îl folosesc la montarea acestor pari, țăruși, araci, cum avem și cum îi numiți și voi, dragi prieteni. Acest instrument mă ajută foarte mult, chiar dacă pământul e tare, chiar dacă nu am prea multă forță. Haideți să vă arăt. Aici în zonă îi zice chitonog. Nu știu cum se numește prin alte părți. Deci, vedeți, este metalic foarte greu, o țeavă groasă în carne. Are un vârf ascuțit, care este sudat aici, după cum se vede. Un suport pentru picior, iar capătul este foarte bine rotunjit. Poți să te împingi în el și o să vă arăt la ce se mai folosește. Deci, să dau un pic camera mai jos ca să se vadă. Ce fac? Îmi fixez locul în care dau gaura, împing cât pot, după care cu piciorul mă las pe bara asta, cât pot de mult. Gaura deja are 20 de centimetri, da? Clar, dacă vreau să o fac mai adâncă și pământul îmi permite, pot să... Da? Pământul, bineînțeles că aici e moale, că e udat, nu se usucă niciodată, avem sistem de picurare și țelina are nevoie de apă. Bun, am făcut deocamdată asta. Acum, iau țărușul pe care vreau să-l fixez în gaura asta. Acesta este țărușul. O să fie aici în plus, dar nu-i nicio problemă. Bun,
l-am introdus în gaură și acum el joacă destul de tare. Ce facem? Luăm chitonogul cu capătul ăsta rotunjit de care vă spuneam și începem să batem de jur împrejur. Uite așa. Se mai mișcă? No, doar din elasticitatea lui. De aici, de la bază, nu. Asta e ideea. Un instrument foarte util, inclusiv celor care pun roșiile și le leagă pe pari. Ei, odată țărușul fixat, nu mai avem acum decât să venim în partea de sus, să legăm, fixez așa și leg aici cu o sfoară, cu o sârmă, cu ceva, ca să nu zboare de pe țăruș, da? Am pus o linie de țăruși, norocul nostru este că aici avem pomii, linia asta de pom practic îmi asigură faptul că în toată zona de răsărit soarele nu bate direct pe roșii. Sudul este asigurat de plasa de deasupra, iar la vest, să vă povestesc, am aici plasa de fasole, e pusă că am fasole urcătoare de Bacău, aurie de Bacău, pardon, uite-o, e frumoasă, a început să crească, am pus-o exact înainte de a pleca în vacanță, deci eu zic că arată foarte bine după 2 săptămâni jumătate. Bun, am pus plasa și am fixat-o pe stâlpii ăștia. Dar ce părere aveți? Soarele bătea. Uite că aici mai e încă soare. Plasa era agățată undeva sus aici. Tot soarele direct pe roșii, că el e acolo. Așa bate. Da? Așa vin razele direct pe roșii. Și a trebuit să dau jos. M-am urcat din nou pe scară. Am dat jos și am pus aici niște pari și o să mai pun câțiva de care să leg plasa mai jos ca să stea unde trebuie și să protejeze roșiile. Asta e plasa pe care o am. N-am una mai lată, cu toate că dacă era mai lată, venea peste plasa asta, se încurca cu fasolea. Deci e bine așa. Uite așa o să o aduc și o să o prind un pic aici, de țeava asta. Nu-i țeavă, e fierbeton, mă rog. Da? Și am asigurare. Toate rupturile astea erau continue. Am pus eu niște sârmulițe din loc în loc, le-am fixat, asta e una. Dar să vă arăt cum am legat 2 fâșii. Aici e o fâșie. Cealaltă este altă fâșie pe care am reușit să o recuperez. M-am distrat în vara asta. Ia uitați, am cusut-o. Am cusut-o. Cum am cusut-o? Cu ce ac? O să vă arăt imediat. Din 2 bucăți de plasă care separat sunt prea înguste, vă face o bucată suficient de lată să o montăm deasupra roșilor. Am făcut aici un ac. Un ac dintr-o sârmă. Am îndoit capetele. Într-o parte l-am făcut un pic mai ascuțit și în partea cealaltă cu o gaură suficient de mare ca să încapă sfoara ușor. Am tras sfoara prin gaura asta acului și acum o voi înoda aici ca să fiu sigură că nu-mi scapă. Toată structura asta se poate simplifica dacă avem cele necesare. De exemplu, 4 stâlpi pe colțuri, dacă suprafața nu e foarte mare. Sau 6-9 puși așa pe circumferință. Între stâlpi se trage o sârmă. Pe sârmă se fixează plasa cu... sunt niște cleme speciale. Iar fiecare stâlp de pe margine trebuie ancorat. Eu am pus aici așa... demonstrativ o sfoară, de obicei se pune sârmă, da? O fixăm sus și o legăm undeva
de un țăruș foarte bine bătut, care să țină stâlpul foarte stabil și practic se susțin unii pe alții, fiecare stâlp fiind ancorat în direcția opusă celuilalt. Am avut și noi la un moment dat niște stâlpi ancorați și vreau să spun că atât m-am împiedicat de ancora aia, era să-mi rup gâtul cu totul, încât am renunțat la idee și merg așa, din loc în loc, cu susținere pe mai mulți stâlpișori. Fiecare alege ce vrea. Am ieșit să vă spun un aspect foarte important, că am mai văzut și întrebări pe grupuri de la grădinari, ce facem dacă roșiile au ajuns sus. Suporturile pentru plasă trebuie să fie destul de înalte ca roșiile să nu ajungă foarte repede sus. Putem să mai punem din loc în loc, să mai înălțăm pe câte un arac plasa și să o ridicăm, pur și simplu. Da? O ridicăm mai sus, din loc în loc, ca să nu deranjeze foarte tare plantele. La mine, din fericire, ultimul rând de roșii este cu araci mai înalți. Așa s-au nimerit. Sunt araci de 2 metri, n-au intrat foarte mult în pământ, deci, zic eu, suficient de înalți. Din coace pe margine, iarăși am pus araci de 2 metri. Pe mijloc sunt ceva mai mici, dar pot să vin oricând cu 1-2 araci și să ridic plasa ca să nu deranjeze plantele și să le împiedice creșterea și să ne încurce și pe noi. Coacăzele n-au nevoie de plasă de umbrire. Sunt coapte și abia așteaptă să le culeg. Vă las aici un videoclip cu metode simple și sănătoase pentru conservarea coacăzelor. Până la o nouă întâlnire vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!